Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. În această seară vorbim în prima parte despre 600 de oi, 12 vaci, 50 de hectare de pământ și o femeie. O femeie fermieră, o femeie care a înțeles că trebuie să-și ducă la bun sfârșit, să spunem, proiectul la care a visat întreaga viață. Un proiect care, sigur, se bazează în primul și în primul rând pe ce? Pe muncă. Invitata noastră în primul ceas este doamna Aurora Gânscă. Sărut mâna, doamnă! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru această invitație și sper să fie buna de bună augur în ceea ce privește agricultura și ceea ce fac. Să dea Dumnezeu! Sunteți un exemplu veritabil pentru cei care nu îndrăznesc să facă mare lucru în momentul ăsta în agricultură. Toți ne plângem, toți se plâng. Chiar dacă au 40 de ani, spun, doamne, nu mă apuc eu acum, e greu, e dificil, e... Tocmai de aceea am chemat-o pe doamna Gânscă în această seară să ne vorbească, să ne arate cât de greu e, pentru că sigur nu e greu, dar ce e ușor pe lumea asta, dacă vrei să faci ceva cu adevărat pe lumea asta, dacă vrei să dormi toată ziua, chiar și aia devine greu, să știți, după vreo două, trei zile devine pedeapsă, devine caznă și statul la orizontală. Și lenea poate să te doară la un moment dat, dacă o faci cu metodă. Da? Și de aceea am chemat-o să ne evoce povestea domniei sale, povestea ei de viață, felul în care a început această afacere, felul în care a înțeles să o ducă chiar după ce soțul domniei sale s-a prăpădit, a trecut la cele veșnice. Duce în continuare o fermă și o fermă nu de mici dimensiuni, aș spune eu, deloc. După ora 10 vom discuta despre flori, despre industria, să zicem, între ghilimele, a florilor în România, despre, pentru să spun, industrie în primul rând, pentru că suntem încă o țară care trăiește, așa ca la toate celelalte capitole, foarte tare, foarte mult, din importuri. Export mai puțin, import însă pică florile din cer, așa, de pe cerul României, venind de pe pământurile Olandei sau temir de prin ce alte țări. Ducem soțiilor, prietenilor, iubitelor flori din Olanda, pentru că la noi nu mai cresc flori în sere, în grădini, așa cum creșteau odinioară. Doamna Gânscă, sărut mâna încă o dată. Haideți să pornim de la flori. Vă amintiți cum arăta țărișoara asta? Arăta ca o floare? Că mai aveam exprimarea asta în popor. Că, domnule, ca o floare arăta țara asta, bine. Și sper să nu ne dezamăgească și să o facem tot așa să arate ca o floare. Pentru că suntem pe drumul cel bun și sper că lumea va înțelege că trebuie să punem umărul și să muncim. Asta m-a făcut și pe mine și m-a determinat să nu abandonez munca și să continui activitatea care am început-o împreună cu soțul meu cu ani în urmă. Sunteți absolventă de liceu agricol. Asta credeți că, cum să spun eu, v-a dat suficientă informație sau pregătire încât să vă fie mai ușor să gestionați o afacere în agricultură? Asta vă întreb pentru ca să, nu știu, să sune într-un fel pentru cei de acasă care poate, nu știu, termina liceul industrial, o terminat liceul de... Nu, prima dată a fost parașute. Dragostea de a munci și traiul de la țară și am vrut să rămân acolo și să muncesc și pe urmă a fost pasul cu liceul care mi-a pus așa o piatră de temelie care foarte, foarte multe înveți și pe urmă la tot alegi ceea ce îți place să faci. Munca. Deci trebuie să faci ce faci cu plăcere. Asta este definiția în profunzimea ei. Pentru că dacă nu faci cu plăcere, nu-ți iese. Deci dacă n-ai plăcerea, lucrului bine făcut, nu-ți iese. Și dacă ai această lozincă și acest asta deviz în sufletul tău... Bine făcut. Da. Băi, ce ne-a ieșit porumbel, auzi? Da. Pentru că asta este. Și dacă faci ceea ce faci cu plăcere, atunci toate îți ies. Mai greu, mai ușor. Da, plăcere, doamna Aurora, plăcere înseamnă că, domnule, îți surâde gândul așa, ideea, mintea, la faptul că o să faci niște bănuți de acolo sau că, în primul rând, ai, nu știu, bucuria de a lucra, e ca în fotbal, adică te duci și joci fotbal să pe știți că... tăpșan pentru că îți place să joci, nu pentru că cineva te plătește musă. Nu. Prima dată sau de multe ori aveam diferite persoane care mă vedeau cât lucru și așa și zic, e cea mai mare satisfacția mea când fac brânza.
Și probabil că și faptul că o făceam cu plăcere și o vindeam și ajungea la cel care o consuma, care îți dădea o satisfacție că era mulțumit de ceea ce puneam la vânzare. Și da, zice cineva, zice, da, dar într-adevăr zice că muncești cu plăcere pentru că ai satisfacția și ai câștigul pe care îl realizezi și probabil că asta e. Se îmbină una cu alta, probabil că ești motivat să faci ceva și asta este pentru că numai așa poți să muncești și după asta ne zbatem toți ca să-ți faci o stare materială și să... Să-ți îndeplinești un vis, fiecare, normal, că una cu alta. Spuneți-mi, de unde veniți deloc? Unde aveți ferma asta? Unde ați copilărit? Deci, unde ați crescut? Deși mi-a spus înainte să intrăm în emisie că v-ați copilărit o vreme așa, prin București. Am fost și București, dar copilăria și născută în Mănăstireni e locul care mă leagă. Un sat de munte, practic e o zonă de munte în care s-a practicat din totdeauna. Eu acolo am crescut cu părinții și cu bunicii mei și din totdeauna am avut animale. Probabil că și ceea ce vezi în familie și la părinți ți se leagă de suflet și vrei să mergi mai departe dacă îți place ceea ce vezi. Și probabil că creșterea animalelor am fost crescută într-o preajma animalelor și familie de țărani și acolo am obișnuit să... Soțul dumitale tot din sat de acolo? Și soțul meu a fost, tot din Mănăstireni și el a fost chiar de mic copil, s-a ocupat cu creșterea oilor din tată în fiu și bunicului și tatălui și așa. Și pe urmă a fost o perioadă la Ceapeu. După care s-a desfințat Ceapeul și... Dar pe vremea Ceapeului, doamna Aurora, pentru că sunt atâția care astăzi se vaită, sunt nostalgici, pentru că, da, gândea partidul în locul lor, tot partidul le vămuia și ceea ce munceau. Care-i relația noastră, să spunem, cu trecutul? Aveți nostalgii, păreri de rău, în afara faptului că era mai tineri cu toți? În afara de faptul că era mai tineri, nu prea pare rău de nimica. Doamne, ce bine era pe vremea că... lui Stalin. Atâta numai, că am fost mai tineri și îmi pare rău că nu sunt și acum, măcar la 35 de ani, ca să pot să mai încep o activitate și să am bagajul de cunoștințe care l-am acumulat în prezent și să pot să, într-adevăr, să-ți faci o echipă de tineri și de oameni care vreau să facă și să muncească. Dar minte să trăia mai bine, mai prost? Păi, să trăia greu. Cum trăiați, mai bine sau mai rău? Noi trăiam bine în sensul că munceam și aveam tot ce aveam nevoie. Aveți mai mult sau mai puțin acum? Acum, probabil că am mai mult acumulat. Ca să înțeleagă lumea că aia care stau așa și tot se uită tot cu spatele la viitor și la prezent, dar stau, frate, cu mâna streașină deasupra ochilor și, bă, ce fain era pe vreme, bă, ne purta tătuca de grijă, ne dădea casă, ne dădea loc de muncă. Nu știu dacă pentru noi n-a fost aceea. Cei care muncesc astăzi să fie limpede. Iată, cazul Aurora Gânscă, astăzi a dus-o ok, probabil, și pe vremea aceea muncea și soțul în CAP, era și dânsa alături. Aveau, nu le lipsea nimic din casă, probabil, dar astăzi, când o iei pe cont propriu, îți dai seama și cam cât valorezi singur. Că e o diferență, pentru că... Că oamenii ai reușit să îți iei o casă, să-ți iei o mașină, să-ți iei un apartament, două, cât ai putut, cât ai vrut, sau mă rog, cât ai putut să-ți iei, dar nu te-a împiedicat nimeni să faci lucrul ăsta. Deci s-a muncit, ai avut succes, ai putut să-ți realizezi visul. Dar atunci nu era chiar așa de simplu, nu vreau să ne întoarcem la trecut, era foarte greu. Deci, după ce s-a terminat, după ce s-a terminat cu CAP-ul... Câți ani aveați când ați terminat cu CAP-ul? Adică în 90? Păi în 90 aveam vreo 30 de ani. Vreo 30 de ani. Da. O vârstă la care, asta vă întreb de ce, pentru ca să priceapă și cei care au 30 de ani astăzi și deja nu mai au niciun proiect de viață, că da, la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani... Da, la 50 de ani încă mai am vise și planuri și pot să muncești și sunt atâtea oportunități care le poți face. Bineînțeles că dacă ai mai fi și ajutat, măcar să fii lăsat să muncești și să... ar fi și mai bine. Dar cine ne lasă? Cine ne... Păi, birocrația puțin. Îți trebuie foarte multe aprobări, foarte multe, mă rog, astea îi... Dacă ar fi mai simplu și mai... Haideți să plecăm din anii 90 încoace.
s-a terminat cu CAP-ul, da. Ați hotărât împreună cu soțul dumneavoastră să vă apucați de un business pe cont propriu, până la urmă, în agricultură. Cum a fost povestea? Așa, la sfat, prima zi de decembrie, după Revoluție? Se împrăștea CAP-ul după Revoluție, la vreo puține luni, nu cred că era undeva după Revoluție, în februarie, să destrăma CAP-ul, să împărțea tot averea, așa, noi aveam niște oi care le creșteam împreună, ca așa ne permitea atunci, ne-am luat oile noastre, plus de asta mai s-au împărțit toată ferma CAP-ului, și am luat și noi oile, cât s-a putut. Și ne-am făcut o mică afacere cu care am plecat mai departe. Ați plecat de la câte oi? Da, păi aveam atunci vreo 50-60. 50-60? Da. Că atâtea ne permitea să ținem la CAP-ul pe lângă lor. Și după aceea am trecut un an, doi și am tot crescut efectivul. Soțul meu, pricepându-se foarte bine la lucrul ăsta, am îndrăgit și eu meseria asta, adică în sensul că m-am ocupat de ele și după ce am rămas singură, din păcate el a avut un accident vascular și a plecat dintre noi. Și am rămas cu copiii, am un băiat și o fată care m-au încurajat și care m-au sprijinit și a fost parcă tot ce ne rămăsese de la tatăl lor și nu puteam să renunțăm așa de ușor la ele. Și am avut Când și s-a prăbădit dânsul, câte, ce efectiv aveam aveți? Efectiv de 300 și 300. Vreo 60 de oi. Azi aveți 600. Da, peste. Înseamnă că sunteți o vrednică purtătoare mai departe, să spunem, a unei idei pe care ați tras împreună cu soțul noastră. Pentru că ajungi la concluzia că undeva, deci la un efectiv așa mai mic, ești la un nivel de limită de subzistență ceva de genul ăsta, adică nici nu poți să agonisești foarte mult, că abia te descurci și îți cheltuieli, sunt greutăți, nu te poți da. Și atunci, pe rând, am început să cresc efectivul și bineînțeles că crescând efectivul, îți crește și venitul. Și de acolo, de la 300 de oi în sus, poți să zici că ai un câștig. Și poți să pui un ban deoparte și poți să faci altceva, adică să mai îți împlinești alte... în altă direcție, da. Da. Bun. Pe lângă asta mai țineți 12 vaci în gospodărie și o să povestim imediat și ce faceți cu laptele până la urmă, pentru că ați făcut și un pas înțelept, adică faceți un management integrat acolo, ceea ce trebuie să se întâmple într-o fermă de o anumită dimensiune, adică nu produc lapte și vând materie primă. Produc lapte, fac produse, după aceea mă adresez pieței, fac valoare adăugată. Cine vă ajută în toată povestea asta? Adică, bun, aveți nevoie de oameni. Sunteți dumneavoastră cu doi copii. Da. Copiii probabil sunt studenți sau sunt de foarte mult timp în urmă, soțul meu fiind un om extraordinar de bun, am avut doi oameni care ne-au ajutat permanent și care au fost împreună cu soțul, sunt de foarte mult timp la noi. Am avut noroc și cu ei, care m-au ajutat, m-au sprijinit și am mers în față. Nu m-am lăsat bătută, măcar că greutăți sunt, nu pot să zic că totul e foarte roz. Și cu cine lucrați? Sunt oameni de calitate? Da, sunt oameni de calitate. Câți oameni ai nevoie într-o gospodărie de felul ăsta? În jur de 5-7 oameni. Pe sezonul de vară am nevoie de 7 oameni. Dar a fost de multe ori, s-a întâmplat să rămân în 2 și a trebuit să mă duc eu și nu e foarte ușor. Pentru că problema cea mai grea e să găsești oameni de bază. No. Și aveți când... o constantă la capitolul ăsta? Adică aveți oameni cu care am avut oameni care lucrez de o an de zile, de 17 ani, de 10 ani, care am mers pe principiu că dacă eu sunt mulțumită și eu îmi fac treaba care vreau să mi-o realizez și să țin ferma asta, trebuie să colaborăm și să îi, nu să-i ajut, că practic ei mă ajută pe mine, dar să fie și ei mulțumiți la rândul lor de traiul, de le-am asigurat cazare, mâncare, tot ce traiu zilnic, condiții, televizor, nu mai poate să stea ca și când era mici, soțul meu care nu avea, nici nu visa așa ceva.
Acum au nevoie și ei că trăim în zilele noastre și trebuie să le ofer ceva condiții și lor să fie mulțumiți. Asta e principiul de bază de la care am plecat. Dacă eu sunt mulțumită și de munca lor, trebuie să fie și ei mulțumiți. Și așa am putut să țin ferma. Deci vă bazați pe 2-3 oameni care mă sunt aproape. Probleme și, pentru că mulți dintre cei care se ocupă cu creșterea oilor, de pildă, îmi spuneau că domnule, cea mai căutată meserie în țara asta, ziceți, ciobarii, domnule. Da, pentru că a fost o discuție. Să spargă, domnule, să nu cumva să-i greșești cu ceva, că te lasă baltă. Deci nu venea să cred. Asta este. Și eu foarte mult tolerez și foarte multă răbdare și îngăduință și înțelegere, dar dacă vrei să faci ceva, trebuie să mai lași. De la tine, în problema asta, e foarte greu. Și multă lume renunță din cauza oamenilor, nu mai găsești ciobani. Cum vă privește lumea, doamna Aurora? Adică, păi, partea bună a oamenilor care... M-am uitat așa la noastră când mi-a spus 600 de oi, zic, bă, frate, bă, zic, da. Partea... Și trebuie să știe femeia asta să poată totuși ține în mână, că e o muncă. E o muncă. Că imediat trecem la muncă, dacă să vedeți cu adevărat unde se duce munca. Am povestit despre o zi de vară care începe undeva pe la 5 dimineața și uneori se termină pe la 1 noaptea, în cel mai fericit caz, și care lumea care într-adevăr apreciază și la sfânta dreptate vede treaba asta, apoi zice, la tine nu se mai stinge lumina. Pentru că începe dimineața începe cu animalele care le am acasă, cu vacile și așa, pe urmă mă duc la Cluj, la piață, acolo îmi desfășor activitatea, pentru că produsele degeaba le produc și degeaba. Dacă nu te adresezi pieții direct consumatorului, ca să-i spui adevărata poveste a produsului. Domnule, sunt de la Mănăstireni, lumea mă cunoaște, am participat la târguri, la diferite expoziții, târguri, punctul de desfacere a produselor la piața mea Viteazu și în alte părți. Și dacă tu iei legătura direct cu producătorul, e altă legătură cu consumatorul. Se creează așa o legătură. Se creează o legătură între cei doi. Și dacă nu, degeaba trimiți pe cineva să-ți vândă marfa, că nu reușește să faci același lucru pe care îl faci tu. O vinzi cu pasiune. O vinzi cu pasiune, cu povestea, fiecare, da, și știe. Păi când mă întâlnesc cu oameni, de exemplu, în centru, de la Piața Unirii, unde a fost ultimul târg, dumneavoastră ați fost și acolo, da, ce mă bucur că v-am găsit. Și asta e cea mai mare satisfacție, când primești vestile astea. Ce mă bucur că v-am găsit. Da, e o recunoaștere a calității pe care, da. Și asta e satisfacția muncii. Deci asta începe ziua așa, cu piața, pe urmă acasă. După ce am rămas și singură, dar și în perioada când trăia soțul meu, am avut norocul să primesc un tractor, am cumpărat cu ajutorul atunci un sprijin guvernamental, un tractor nou, pe care am fost cea mai fericită să îl... Eu lucram pe el. Deci dumneavoastră șoferi, da, sunteți, da, tractorist. Da, când da. Trebuie, tractorist, sunteți, tractorist. Rețetar și... de brânzeturi atunci când trebuie, sunteți, da, desfaceți la piață. La piață. Deci sunteți omul, da, orchestră. Omul, da, orchestră. Femeie de toate. Femeie, bărbat, că ești nevoit să faci uneori și muncile astea. Și după terminarea programului la piață, mă duceam acasă și abia ajungeam, mâncam un pic și la tractor. Și până seara îmi făceam lucru care trebuia făcut și eu reușeam să-mi adun furaje și să-mi cosesc, să adun, să... Deci dumneavoastră mergea și coseați, da, da, furajele ce, furajele ce aveam nevoie. Și când Dumnezeu mă ajuta și prindeam un an bun, îmi reușeam să-mi fac toate furajele, nu trebuia să cumpăr nimica. Reușeam să-mi strâng toate furajele pentru anul care, mă rog, iarna care urma. Și era fericită. Dar ce, de unde vă luați energia asta? Eu mă uit așa și un pic mă inhibați un pic, mă stresați un pic, că mă gândesc în timp ce vorbeați, băi, aș fi în stare să mă gândesc că trebuie să mă o să fac furaj pentru 600 de oi, pentru 12 vaci, să mă o să încheg laptele, să mă gândesc, da, că trebuie să ajung și la Cluj,
și la Timișoara și pe nu mai știu mai unde, ca să cumpă... Și la București și peste tot, pe la Baia Mare, peste tot, am fost la târguri. Acum, de unde vă luați, doamnă? De la viață. De la ce priză? Aveți de la viață. Curent ăsta, bio, dacă... Da, asta totdeauna a fost așa crescută. Bunica mea a fost cu principiul ăsta de produs sănătos și asta mi-am dorit toată viața, să fac ceva care să fiu mulțumită de ceea ce fac. Deci eram pe principiul de a se mânca sănătos, de a se munci. Eu nu suport oamenii care, cum ziceați dumneavoastră, până la urmă și de lene se plictisesc. Nu sunt adeptul. Deci am admirat și sunt la noi persoane care mi-au dat așa un impuls, care au muncit toată viața și care au făcut cinste satului nostru și la noi în sat au fost oameni harnici. Continuăm povestea Aurorei Gânscă imediat după pauza de publicitate. O să aflăm atunci ce produse obține dânsa în gospodăria proprie, de la cele 600 de oi, de la cele 12 vaci. Te mir ce o mai fi crescând prin curte. Porci, 40. Doamne, iartă-mă! Vă rog frumos să nu mai chemați personaje de astea în emisiune, că mă complexez ușor, se pare. Uite, poate. Dacă, nu, dar îți plin de fascinație, să știți, în ceea ce privește activitatea pe care ar o faceți. Fi pentru și, că, domnule, să... Trebuie să vă facem așa, nu știu, un model pentru poporul român, pentru bărbații puturoși din România, care să plâng, stau la bloc. Ar trebui, și da. Și zac acolo și abia își plătesc cheltuielile să ceartă cu nevasta. Nu. Dar iau vreo 5-10 care de pământ la țară. Trebuie să schimbăm foaia cu asemenea oameni. Schimbăm foaia, că nu se mai poate. Publicitate. Nu se mai poate fără de muncă. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția, continuăm povestea doamnei Aurora Gânscă, povestea de succes a Aurorei Gânscă, povestea celor nu 300 de oi ca în Miorița, ci 600 de oi ca în povestea personală a domniei sale, despre cele 12 vaci din bătătură, despre cei 50-40 de porci pe care domnia sa îi crește și ce face din ei. Ce credeți că face din ei? Numai bunătățuri, frate, despre care am povestit acum în pauză, bunătățuri de care se bucură și români de-ai noștri și din Statele Unite și din Italia și din Spania și de peste tot din Europa, cei care au avut bucuria întâlnirii cu doamna Aurora în târgurile în care domnia sa se prezintă, au înțeles să facă cumva dependență de bunul gust al produselor pe care domnia sa le obține în propria gospodărie. Haideți, spuneți-ne un pic ce se întâmplă cu lăpticul ăla de la 600 de oi, cu ieduții, cu mieii, cu tot ce aveți acolo și ca să pricepem și să le crească ficat un pic bărbaților leneși din țara asta. Nu am nimic cu ei. Nici noi nu avem nimic cu ei, decât să ia niște silimarine. Deci toate produsele pe care le produc în ferma la mine... Ajung undeva în piețe, în Cluj și în alte părți unde am avut ocazia să particip la diferite târguri împreună cu Asociația Meșterilor Populari, condusă de iscusita noastră președintă, doamna Viorica Ciobanu, care ne conduce excelent și ne promovează de câte ori are ocazia peste tot în țară și în afara ei. Tot așa, având fericită ocazie să fiu și eu membra acestei asociații, am participat la diferite târguri și asta m-a ajutat foarte mult pentru că, tot așa cum a zis, e o fermă destul de mare și produsele sunt suficiente și trebuie să le, ca să poți obții și venitul pe care ți-l dorești, trebuie să ai și piață de desfacere, pentru că scopul final ăsta este... Să vinzi produsul și să-l vinzi destul de bine. Și asta am avut deci a fost o oportunitate prin care ați reușit să vă faceți cunoscută, să fiți în prim planul atenției consumatorilor. Totuși, dincolo de asta, ați înțeles că să cucerești piață, să poți să-ți vinzi marfa, trebuie să fii prezent în multe locuri. Ceea ce ați și făcut, aveți puncte de desfacere în mai multe locuri și în Cluj, mai multe locuri, părți. În Cluj sunt foarte
solicitată după mai multe participări la București. Am foarte multe solicitări de a participa în continuare la târgurile din București. Am participat Sălaj, Baia Mare, Zalău. Dar când le faceți, doamnă, dumneavoastră, știți câte zile are un an? Hai să vedem dacă știți că... În toate zilele astea să câte are un an. Să vedem dacă anul e anul Făt Frumos, ăla care și făcea... toate încerc să le folosesc la maximum. Am primit observații că ajung foarte rar și la biserică, ceea ce nu prea se întâmpla, pentru că trebuie să dăm cezarului ceea cezarului și trebuie să respectăm și tradiția și să fii împăcat și sufletește ca să poți să... De acolo probabil primești și energia necesară, împăcarea asta cu tine însuși, dar am fost aproape toate weekendurile la târguri și la produs de Cluj. Dar biserici sunt și în orașe, sunt și sunt. În stâlburile, adică da, ceasă... bineînțeles, am fost și când am fost la Zalău, am fost într-o duminică superbă și un ceas da. am întrerupt activitatea și am participat și la Sfânta Slujbă și asta ne mai ține. Că știți cum treci? E ca pildă în care voi mări hambarele mele. Da, omul, păi știu, pentru că asta ne sperie și asta ne lasă mesajul. Și bă, am făcut atâta, și mă trebuie să pot să fac și mai mult. Da. Fraților, stop, adică nu trebuie, trebuie să faci. Trebuie să mai mulțumim și la Dumnezeu, pentru că, în primul rând, asta este cea mai mare satisfacție, că poți să te ridici dimineața și să pornești la drum și fără ajutorul cuiva acolo de sus nu poți să faci toate da. Astea. Bun. De la 600 de oi produceți ce, doamnă? Telemeacaș, urdă, tot ce se produce din laptele de oaie. Am și 143 de capre, care sunt foarte căutate, laptele, vreau să zic. Adică și aveți 600 de oi și caprele, oi da, și capre dar sunt împreună, da? La oaltă. Și le și din astea, separat? Le nu, le-am mulți împreună, pentru că așa am avut posibilitatea, așa mi-a fost mai ușor să le mulg împreună. Am făcut aproape tot timpul produsul finit, adică telemeacaș amestec, dar asta mi-a dat un ceva în plus, că toată lumea care gusta aceste era produse erau, da? Erau mult mai bune, probabil, că asta... Diferite. Se explică, erau diferite și diferit, că, na, foarte toată lumea căutate, da, toată lumea. Și acum s-a pus accent foarte mult pe laptele de capră și era foarte căutat. Asta m-a făcut să am și capre. Da. Da. Și lapte mai mult. Am avut o producție care a fost că la un moment dat, după ce m-am extins, în sensul că aveam mai multe puncte de desfacere și era foarte căutată telemeaua, atunci, ca să pot să fac față peste tot, am început să am și capre, să le mulțesc și să am avut lapte de capră ca să pot să fac telemeaua până acum și acum îi pe terminate laptele de capră. Încă mai mulți încă capre. Încă mai mulți caprele la două zile. Și cu asta poți să ieși pe piață cu produs proaspăt, bun și să... Dar telemeaua asta, brânza, burduf sau ce mai faceți de acolo? Da, caș, urdă, toate produsele astea. Astea sunt produse, nu știu, aveți o rețetă anume, le faceți... Acum, știți, da. Sunt curios să înțeleg un lucru. De ce românii totuși fac 2, 3, 4, 5 sortimente de produse din lapte și cam atât? L-am văzut cărți. Te uiți în cultura brânzeturilor în Franța, în Italia, nu le vorbesc de sute de, de sute sortimente. De asta, ori la noi, noi știm atâta. Atâta. Lapte, brânză, am încercat capră, și eu să diversific. Mazăre, cuvinte din limba. De da? Exemplu, la târguri. Și acum m-am specializat pe cașul afumat, care e un deliciu. Faceți caș afumat? Fac, da, caș afumat. Și care... cum l-a fumat, doamne? Spuneți-ne și nouă. Păi, cu fum natural. Cu fum natural și... Am un spațiu amenajat în sensul ăsta și niște forme speciale care acolo unde mă duc și... Cum faceți? Roți, alte modele sau tot felul de... Roți, dar am niște forme speciale și dar este... Dar n-aveți o ștanță așa să scrie Aurora brânza nu pe el. Aurorei? Nu, încă nu. Păi urmează. Faceți-vă, nu-i mare lucru. Urmează. Și asta dă bine și la spomenire pe profesorul Fițiu. Chiar da. Îmi evoca aici o întâlnire cu cioban din munții Apuse, din munții Tatra. Da, profesorul Fițiu a fost un îndrumător al meu, fiind profesor la băiatul meu, la facultate, terminând și el agronomia. Prima dată
ne-am cunoscut la piață. El producea niște roșii superbe, bune, gustoase și de coruși, după aceea eu cu brânzeturile mele și apreciem foarte mult calitatea lor. El m-a recomandat Asociației Meșterilor Populari și m-au primit cu cele mai calde aprecieri. Dar nu mai lăudăm acum că nu candidează la președinție. Nu, așa că candidează, dar e un om de onoare și merită toată așa. Și noi, e un atenția. Prietenul nostru. Și un luptător pentru agricultura ecologică și agricultura care se face și este tot mai căutată, mai apreciată. Bun. Deci ați adăugat cașul afumat. Da, da. Ce mai faceți în păi așa ca specialități? Ca specialități, brânzeturile astea telemea o maturată, am făcut caș cu nucă, am făcut telemea cu diferite arome, dar asta numai atunci când am fost invitată la anumite târguri mai selecte. Și cu ce când arome, adică? Arome, de exemplu, am făcut cu mărar, am făcut cu chimen. Și da, o altă savoare produsului, dar lumea sunt foarte interesate. Am făcut o brânză cu ardei care a fost foarte bine primită. Dar astea la noi, de exemplu, eu, fiind mai acum cu tradiția și cu ceea ce am învățat de la bunica, am rămas la produsele astea pentru că lumea astea le știe și astea le apreciază. Astea sunt trecătoare. Deci o rețetă clară. Rețetă... Adică, domnule, cu asta nu dai greș, da. Deocamdată. Și că acum mai faci figuri și faci tot felul de... Revenim pe sezonul de iarnă cu produsele tradiționale care le făcea bunica mea în casă, cartaboșul, sângeretele, chișca, o slănină bună și ce să-ți mai trebuiască altceva, niște jumări din alea crocante că țaburește gura și ce să te mai complici cu diferite, eu nici nu prea mă complic cu diferite sortimente, adică care mergeți... le găsești în magazine și care îți preparate, nu pot să fac mai mult de atâta, atâta știu, atâta fac, cu plăcere și de calitate. Asta toată viața m-am zbătut pentru calitate. Câtă brânză faceți, nu știu, după închegați, pe zi, pe săptămână, pe... Da, ca să avem o dimensiune. Păi adică, din moment ce început să desfac în mai multe puncte de desfacere a mărfii, eu prima dată toată viața m-am luptat să pot să vând ceea ce fac. Când aveam 300 de oi, vineam numai la piața mea Viteazul. Reușeam să îmi vând produsele ce le făceam în ziua aia, cașul, telemeaua. Am organizat așa, din jumătate fac telemea, din partea alaltă fac caș, așa ca să pot să le vinz tot ce era și ce rămânea pe surplusul de vară, că așa cum rămâne, faci brânză de burdu, faci o telemea veche la care se pune în butoi și acum pe perioada de iarnă poți să o scoți la vânzare. Și îți organizez în așa fel încât telemeaua aia maturată, cât o țineți la maturat? Cum se păi, ce înseamnă? Păi înseamnă, e o telemea care se pune pe parcursul a toată perioada estivală de vară și ea se maturează și asta nu are un termen să zic că nu poți să stea, poți să stea și un an de zile. Da, înțeleg. Dar pe perioada de iarnă te străduiești să o poți să vinzi. Și ieșiți cu telemeaua maturată da. Și peste iarnă, peste adică iarnă. Sunteți prezent în continuare și cu brânza burduf, probabil. Și cu brânza burduf și caș, mai faci caș de vacă, mai faci... Dar puneți brânză de-aia la toc, folosiți tocurile ca în... Păi nu știu dacă e același lucru, dar sunt niște butoie așa, butoie de lemn care le mai folosim. Pe care punea și mama așa, tot așa, punea niște pănuși, numai specialități. Un fund de lemn. Și mai așa pune și un bolovan, și un bolovan peste pe ea, ca să o țină acolo, să nu se oxideze, să nu ia aer și mai departe. Să nu ia aer, asta este special. Aveți și brânză de felul ăsta? Da. E o poezie, aia cred că, aia poate așa, să candideze. Delicatețe, delicatețe. Poate să candideze. În rest, brânza care se caută pe piață, acum, de exemplu, asta am încercat să fiu... Să-mi asigur producția pe toată perioada anului. Acum începând cu laptele de vacă, care se face același produs, telemeaua, proaspătă, dulce, pe urmă caș de vacă, care e un teliciu, din cașul ăsta de vacă poți să și maturezi la fum și
Cu cât vindeți kilogramul de telemea? Ca să vedem ce înseamnă să cumperi direct de la producător, pentru că începând, e importantă... depinde, a fost, totul a fost de piața de desfacere. Dacă te duci, de exemplu, la un orășel mai mic, cum a fost Gherla, Deju, am testat după... piața și am văzut acolo la cât e prețul, 18 lei. 18 lei mă duc și eu. Aici, în Cluj, dacă e altă putere de cumpărare, contează foarte mult nivelul de trai a populației și aici produsele, probabil și locul unde desfacem produsele e alte taxe, alte cheltuieli și dai la 20-22, cașul de oaie la 25, dar te încadrezi în funcție de... De cerere solicitări, și ofertă, sigur. E o piață liberă. Numai că vrem așa ca lumea să înțeleagă că cumpere un produs adevărat, asta înseamnă făcut să din lapte, făcut proaspăt în o zi înainte, cu două zile înainte, și nu te duci să cumperi din supermarket ca spălatul păi pe creier. Când vezi pe o sticlă de lapte, acum, termen de valabilitate 30 de zile, în laptele ăla nu poate să fie ceva, un conservant, adăugat ceva. Aici și noi avem termene de valabilitate, 3 zile, 5 zile, dar sunt produse care nu au niciun fel de conservanți. Nici la preparatele din carne, nici la celelalte din lapte și brânză. Am fost printre primii producători din Cluj care am fost... autorizată sanitar veterinar, pentru că în zilele noastre lumea trebuie să aibă o siguranță. Când ați făcut pasul ăsta spre autorizarea sanitar veterinar? În 2008. 2007, da. Când a început să ceară Uniunea Europeană, cerea chestiile astea. E foarte complicat procesul ăsta. E foarte simplu. Dacă vrei... Amin. Foarte bine că l-ați spus, pentru că cu Avram Fițiu, de pildă, aici, că ne întâlnim destul de des, mereu le vorbim despre necesitatea de a te autoriza sanitar veterinar. Dom'le, aia simplu. Te pune pe piață, pentru te face... Pentru că aveam tot așa un medic de suflet veterinar la Direcția Sanitar Veterinară, doctorul Lucaciu, care ne-a îndrumat pașii pe chiale astea și ne-a spus, trebuie să fiți, din punct de vedere... sanitar veterinar autorizați, pentru că trebuie să te justifici în fața oamenilor că produci ceea ce produci, în condiții de siguranță alimentară. Nu poți să-ți permiți să nu pui pe masă un produs care să nu ai probleme, cu toate că nu poți să nu ai probleme. Dați-ne câteva detalii ca să priceapă și omul de acasă. Bă, ca să mă autorizez sanitar veterinar, ce a trebuit să faceți dumneavoastră acolo unde rând, procesați? În spațiu. Povestiți-ne cum arată spațiul ăla, deci, pentru procesare. Deci spațiul ăla a fost conceput într-o lângă casă, într-o încăpere, care am făcut cu mâinile mele. Am luat lambriuri de plastic albe și le-am îmbinat singură. Cu mâna dumneavoastră. Cu mâna mea. Și când a venit și domn director de atunci, de la DSV, zice, nu se poate, aici e tot timpul așa, zice, nu se poate, că e prea bine, trebuie să venim și în altă zi. Și eu le-am îmbinat. Deci totul e ok, totul se poate spăla. Asta era prima condiție, să ai apă caldă, care tot așa, acum toată lumea se luptă să aibă condiții și asta era o necesitate. Pentru că aveam apă rece, dar mai întrebea un boiler care să-mi încălzească apa și să am apă caldă și pe urmă ustensilele cu care lucrez. Și astea tot așa, lucrând de pe vremea colectivului și atunci aveam condițiile, deci o clintă de inox, niște vase care niște trebuie și care erau de inox pentru că nu... Nu-ți permitea. Nu se oxidau, le aveai îndelung, nu se reajuma alții, nu se stricau, nu nimica. Și încăperea asta îi o încăpere care... De cât pe cât, doamnă? Păi cât? E mare, are 11 metri și 4 de lată, deci pentru 4 că ai nevoie... Metri pătrați, No. Pe urmă, ai un spațiu unde să depozitezi un beci rece care tot așa trebuie să-l ai și dacă vrei să-l ai, toată lumea și l-a făcut care vrea să facă meseria asta. Am fost la prieteni deci care cunosc care un beci, brânza, butoaiele cu brânză. Mm-hmm. No.
Și apoi îți mai trebuie frigidere, o ladă frigorifică, vrei să pui un caș, vrei să pui o brânză de burduf, îți trebuie să o ții. Deci nu-i mare filozofie, nu-i mare filozofie, să fim sobri, adică e ceva care se poate obține destul de ușor cu muncă. Au fost oameni care îi cunosc și prieteni și cunoscuți care au fost, să zic, mai slab dezvoltați, mai cu greutăți și și-au făcut strictul necesar ca să poată să producă în condiții corecte de putere sanitar. Da. Și asta îți dă, deci te bazezi pe o curățenie, pe produs care știi că e ok, pe toate astea, și cu astea atunci ai forța necesară să te duci mai departe și să nu îți fie greu să pui să nu pe poți masă, să justifici, să nu poți să explici, da. Să da. Dar v-ați făcut, doamna Aurora, o etichetă a dumneavoastră? Adică lumea să știe, bă, uite, da. Ăsta e marca, da. O văd eu așa, da, e marca Aurora. Aurora Mănăstireni. Da? Am încercat și lucrez încă la caietul de sarcini a produsului tradițional. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu ministru Constantin. Delegat și cu dânsul și cu Morar, care e pe produs tradițional și ne-a spus unele puncte care, mă rog, se bazează pe certificarea produsului tradițional și încerc să lucrez la asta pentru că îmi doresc foarte mult. Am fost în agricultura ecologică și tot timpul și toată viața m-am luptat pentru produsul ecologic, sănătos, și acum să putem să realizăm și produsul ăsta tradițional. Pentru că, de fapt, asta facem, numai că ne trebuie să fim și certificați ca să putem justifica ceea ce facem. Și așa, și aici au venit tâlharii și au făcut cei care fac industrie în România și au pus pe etichete produse tradiționale, au dat pe rafturi până s-au rupt rafturile cu produse tradiționale, și cu tot felul de... Chiar nu aveau nimic de a face, era așa, știau că vinde bine sintagma asta și au pus-o pe produse. Pe produse, nu Bun. Merge. Deci facem brânzică tot anul, de la oi, de la capre, de la 12 vaci. Mai facem și cârnați, caltaboș și alte chestii, am înțeles, pentru că țineți porci. Povestiți-ne un pic și povestea asta. Da, povestea asta e porcului. Povestea cea mai frumoasă. Abia aștept sărbătorile și să fac produsele astea care îmi place, să fac extraordinar. Se taie porcul și acum legislația e așa, cu pe muche de cuțit, ne permite și suntem pe linia de plutire până se va rezolva în totalitate, să putem tăia porcul în gospodărie și să ne autorizăm și cu produsele astea să se facă așa după tradiție, nefăcute în serie, nefăcute în... Da, dumneavoastră deja produceți, doar că n-aveți omologat produsul ca produs tradițional. Tradițional, dumneavoastră vindeți. Deci fac slănina, care am luat locul întâi la Festivalul Slăninii din anul ăsta, la începutul anului, în ianuarie 2014. Au fost 8 județe participante. Păi ce avea doamnă slănina dumneavoastră? Ia printre care eram singura femeie și oameni cu greutate. Vreau să spun Maramureșu, vreau să spun... era Sfântul Gheorghe, deci partea asta de secuimii care produc oarecum specialiști în rafinament, în produse și în slănină și mai ales cârnați și tot felul de picantării și așa mai departe. Și fiind singura femeie participantă la acest festival care a fost aici la noi la Cluj și cu foarte... buni, a fost un juriu foarte exigent, am rămas uimită de juriu care erau tot așa din diferite televiziuni care se ocupă cu arta culinară și specialiști în arta culinară și era așa o masă imensă unde erau toate slănina pusă, sub fiecare slănină era un număr, au fost 3 probe
care era așa, era aspectul, gustul și prezentarea. Fiecare o trebuie să ne ducem la masă, după ce se amestecase toate produsele acolo, să-ți recunoști slănina. Să nu mai veniți cu mâna goală, doamna. Nu mai vin cu mâna goală, promit. Nu puteți să-mi povestiți armă de slănina aia. O slănină de mangalița. Premiantă și cum să spun. Pentru că cu un an în urmă tot așa eram invitată la festivalul ăsta și când am văzut atâta pregătire acolo și am zis anul ăsta merge așa. Dar de ce credeți că a ieșit slănina noastră cea mai bună? Ce poate să aibă, domnule, o slănină față de altă slănină? Am acumulat experiență și sunt sigură că... Deci o slănină cu experiență. Mă pricep și dacă pui suflet în tot ce faci, îți iese. Dar i-am poate dormit... și felul în care ați hrănit porcii, cu ce ați hrănit... Da, pe asta trebuia să spunem și acolo, pentru că porcii care îi crești păi la stână, cum i-am crescut și eu... A, în fermă, mă rog, în gospodărie. Și-o frăgezit așa slăinuța cu zer în deci, fiecare... Deci, da, aia nu am băut apă, proteină, nu așa, proteină. O trăit în mediul lor natural și nu au băut apă deloc, numai zăr. Zărul asta ăla aviză, frage... aviz celor care umblă mult la sală, știți, ca să facă mușchi. Îți frăgezește, își face un șoric, care crapă pe el, subțire cât foița de țigară și așa mai departe. Deci asta e rezultatul muncii de un an de zile. Dar la stână, nu m-ați lăsat să spun, cei care merg în general așa la sport, fac fitness, fac sală, fac așa, de obicei consumă proteină multă și o proteină de aia obținută din zer, din zer, se bat pe ea. De asta zic că ați putea să le recomandă, ești bine făcuți așa, păi, la stână. Multă lume mă întreabă, la stână va de trebui ce? Niște băieți dintre ăștia. Le spuneți, bă băieți, uite, vă luați proteina direct de aici, de la stână, veniți și prestați aici, nu tot stați în oraș. Am bucuria să mă viziteze și acolo, deci mi-am făcut o parte din clientelă, mă rog, care vrea să-mi treacă pragul casei mele. Mai ales în perioada de iarnă, când tai porcul, sunt fericiți, păi vreau și de aici, vreau și de aici. Și își ia ce dorește și... Deci aveți o clientelă care vine și acasă. Da, vine și acasă. Vine în fermă și știe programul meu când tai porcul și... Îi mulțumit de ceea ce... E faină, da. Foarte faină povestea pe care noastră ne-ați... Și încerc să fac și nu pot să face. Deci astea nu sunt în serie. Produse limitate. Și ceea ce fac să fac bun și să pot să vând și să ai satisfacția muncii tale și da, atunci v-ați fideliza mai... clienții? Cam câți clienți credeți că aveți, nu știu, cei care mănâncă după urma trudei Aurorei Gânscă și a familiei sale? Sunt niște clienți care se perpetuă tot timpul, care sunt clienți fideli. Sunt foarte mulți, nu pot să apreciez, sunt undeva la sute de oameni da, care sunt numai de aici din Cluj, care fără discuții ei sunt clienți fideli, sunt de ordinul zecilor care vin acasă, care vin cu copiii și au satisfacție când deschid poarta la mine și copiii intră, fug, știu unde să o au găina, știu unde spurcei ăia mici să-i vadă. Asta și e ferma pedagogică, asta turismul, e... agroturismul asta autentic. Asta e, da. Pentru că dar am avut... vă face și cazări să poată lumea să vină da, să doarmă la am avut și cazări. Ați avut și cazări. Da, pentru că am avut norocul să fiu tot așa cu ani în urmă trimisă de vreo 3-4 ani în Germania la un curs de experiență pe o lună de zile trimisă de direcția agricolă. Excelent. Și am vizitat niște ferme acolo și după ce am venit acasă am încercat să leg ceea ce am văzut și așa în măsura cât s-a putut, pentru că acolo erau ceva mai avansați. Da, ceva, da, ceva. Ceva, ceva. Ceva, nu ceva. Foarte departe, să nu știți. Foarte de drept, nu foarte departe. Adevărat, la nivelul aveau de condiții și pe de partea asta, asta că... la altă, o liniște și o siguranță mai mare ca la noi. Dar am văzut ferme foarte vechi, pe construcții vechi, am văzut și tineri care munceau și care... se da. Confruntau și ei cu problemele, cu lipsa personalului și cu diferite probleme. Deci ma, asta e așa evident, ceva general. Când lucrez în servicii în general, da. Și nu numai în servicii, și dar nu că principala resursă umană, resursă, resursa umană. Oamenii să, dacă nu sunt oamenii de calitate, e mai greu să faci un produs de calitate, da. Oricare ar fi el. Dar am avut ocazia să văd foarte multe și de aici am luat și era vorba despre ferma asta pilot, care venea oamenii
vedeau ce consumă, participau la tăiatul porcului, participau, de exemplu, am văzut o fermă legumicolă, semăna câte un rând de morcov, pătrunjel, ceapă, venea orășanul cu copiii și lua în primire, ăla îl întreținea și își culegea și avea munca și rodul muncii împlinite și avea altă satisfacție când vedea că, domnule, eu am muncit la produsul ăsta și... Da, mulțumesc foarte mult pentru poveste. Ușor m-ați făcut să vă invidiez, mi-a stricat un pic seara așa, dar să vedeți cât ora le-a stricat seara la o grămadă seara dintre... Bine. Da, le-a stricat seara la o grămadă de români care cred că au schimbat canalul la un moment dat, ușor jenați, rușinați de faptul că iată, Aurora Gânscă ne arată că o femeie, și o femeie și un bărbat în egală măsură, dacă au un vis sau un ideal, un proiect propriu de viață, chiar pot să-l ducă la bun sfârșit. E, asta e povestea din această seară. O să poposim în bătătura doamnei Aurora ca să și filmăm acolo, ca să vă arătăm... Și în târgurile de la Cluj... Și în târgurile de la Cluj, o să poate ajungem de tăiatul porcului să vedem cum vine lumea la dânsa, cum abia așteaptă să guste din ceea ce produce domnia sa în gospodărie. Sărut bună, mulțumesc mult! Publicitate, ne întoarcem imediat, vorbim despre flori. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm Agricultura la Raport. Am închis pentru moment subiectul cu ferma doamnei Aurora Gânscă, pentru că mi se pare un model uluitor de afacere. O afacere ținută, iată, de o femeie. De o femeie care a înțeles că, da, există energie pentru orice om pe lumea asta să poată duce la bun sfârșit ceea ce visează, ceea ce așteaptă să-i se întâmple în viață. O poveste incredibilă pe care ne-a spus-o. Acum trecem la una așa mai cu parfum, să zicem, da? Vorbim despre flori, despre a cultiva flori, despre a vinde buchete de flori, despre a trăi, până la urmă, dintr-un hobby, dintr-o pasiune, dintr-o plăcere, înainte de toate. Invitatul nostru, domnul Ioan Buia. Domnule Buia, mulțumesc mult că ați acceptat să fiți împreună cu noi în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și... Ce sunteți de meserie, domnul Buia? Dacă mai contează în ziua de azi meseriile, e ca și cum l-aș întreba pe unul care vinde în mall, ce ești de meserie? Și îl spune student sau, mă rog, absolvent de agronomie sau absolvent de IT. Dar el vinde la caserie, săracul, sau vinde șosete în mall, că da, aia săracul a învățat. N-a înțeles că ceea ce înveți trebuie să duci la bun sfârșit, adică să pui în operă cumva, să te strădui să faci efortul ăsta până la capăt. Nu mai contează ce pregătire ai, se pare, prea mult în țara asta, dar contează în primul rând ce faci. Cred că nicăieri nu contează chiar atât de mult pregătirea. Este foarte important ca să îți placă ceea ce faci, să pui suflet în ceea ce faci. Până prin 90 m-am ocupat de activități electrotehnice. După 90 am... V-ați curentat la un moment dat și ai zis, băi, uite, nu m-am schimbat. Nu m-am curentat, dar chiar înainte, chiar în perioada aceea, de prin 93, am început să cultiv plante ornamentale și floricole. În 92 am început să studiez drept și am studiat 5 ani de drept. Deci sunt și jurist ca formație. Da, păi da, altfel dar, nu poți intra în grădină așa, la flori dacă n-ai studiat de drept. Dacă n-ai studiat de drept. Floarea, dar tu ce drept nu ai, mă? Ca e. Să mă tai, ca așa. Să intri la mine în păstraturi. Și atunci trebuie să te justific. Am dreptul. Da. Vă rog. În ceea ce privește cultura plantelor, a început ca un hobby. M-am făcut pe urmă și ceva studii de scurtă durată pe la Universitatea de Științe Agricole, la secția horticultură. Dar foarte mult m-am pregătit ca autodidact. Am studiat fiziologia plantelor, am încercat să acumulez informație în legătură cu tot ceea ce au ele nevoie pentru ca să intre în vibrație cu cosmosul, cu universul, pentru ca să trăiască și ca să ne dea și nouă vibrații aducătoare de
stări de bine, de stări emoționale plăcute. Acum totul e pe bază de vibrație, domnule. Da, chiar, și acum, chiar și emisiunea noastră este pe bază de vibrație. E pe bază, totul e, nu știu, acum e drept că dacă veniți din zona asta de electrotehnist în care, da, studiezi unde, studiezi tot felul de... Asta, lumea fizică e o lume extrem de complexă până la urmă. Numai că noi până acum credeam că e așa. Și datul mâinii e tot o vibrație. Că de-aia câteodată îți vine să-i întinzi mâna cuiva... Sau nu-ți vine sau te simți bine când ai întins mâna, exact. sau după ce ai întins mâna nu te mai simți bine. Sau... Că e un câmp acolo, e un câmp care se creează și nu întotdeauna e cel mai fertil pentru o prietenie și pentru o relație de chiar așa este și cu plantele, chiar și ele ne simt. Dar cum adică ne simt? Adică, bun, în afară de mimoză, cum ne simte un trandafir sau o crizantemă? Ne simte într-un fel? Adică putem să influențăm? Simte starea noastră energetică. Am întâlnit persoane la care... plantele nu reușesc să se dezvolte. Bine, în prezența lor nu reușesc să se dezvolte. Am primit în dar de la o bună prietenă care lucrează în cercetare două ghivece cu lavandă. Asta primăvară. Da. Așa, pe la începutul verii. Și am zis, primăvară. Și am zis, bun, când înflorește? Pă, undeva prin iulie, zice, o să-ți înflorească. Dom'le, acum înflorește lavanda. Și dacă, Doamne iartă-mă acum, dacă iubesc vreo plantă pe lumea asta, așa lavanda, să-i fac o declarație de dragoste, aceea e lavanda. Și spun, da, lavanda, dragă, te iubesc din tot sufletul. Dar n-am florit, domnule, n-am florit. Dar, și întrebam, dar ce se întâmplă cu ea, de ce nu înflorește? Păi nu numai datorită relației dumneavoastră cu planta, se poate să nu fie înflorit, ci și mediului în care este, în care a crescut planta. I-am dat soare, i-am dat apă, i-am pus totul la dispoziție. Tot m-a, asta este, m-a ceea ce, este ceea ce vedem. În afară de asta există niște unde telurice. Aha. Și poate să existe o zonă cu stres teluric. Sunt unde poate de natură electromagnetică terestre. Dar cum putem măsura lucrurile astea? Acum apelez la electrotehnist. Există, da, există acum aparatură care face măsurarea zonelor din ceea ce privește undele telurice. Și există efectiv porțiuni în care... Nu favorizează. Nu favorizează. Eu, de exemplu, la un moment dat am cultivat dalii pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați și pe diagonală, deși au avut aceleași condiții, același tratament, respect, circa un metru, varia între un metru și un metru și jumătate, pe diagonala est-vest a lotului de teren pe care cultivam daliile, au fost dalii din același material săditor. Deci nu au crescut, nu s-au făcut. Au rămas pipernicite. Au rămas și, amărâte acolo. Da, parcă erau din altă, din altă lume. pH-ul solului, puteai să vezi că e același. Adică, da. Domnule, da, condițiile... Deci eu chiar am condiții ca să măsor pH-ul solului. Deci povestea, până la urmă, problema era numai de energie, de câmp energetic. De câmp teluric. De câmp teluric. Ăsta poate fi modificat, poate fi influențat în general? Nu prea poate fi influențat, decât uneori în spații mai mici poate să fie modificat prin plasarea de alte plăci metalice. Da, care schimbă puțin... Asta în special în locuințe sau plasarea caloriferului în altă parte. Da, interesantă povestea asta și destul de incredibil, da. Așa că oamenii... Așa, la prima vedere este incredibil, dar sunt unde care... Dar bun, aia nu se întâmplă că ați cultivat în afară de dali și altceva și tot nu s-a mai făcut. Sunt unele care probabil devin compatibile anumite plante cu anumită frecvență. Nu, pe porțiunea aceea... Tot degeaba. Toate plantele care creșteau chiar și... Dom'le, cred că a aruncat cineva ulei de motor pe acolo. Nu, era imposibil să arunce, era în zonă, înțeles, da. În zonă în care nu se circula cu mașini, era chiar la distanță de drumuri. Deci există astfel de... Da, cu certitudine există. Haideți că ne-am dat acum pe calea undelor electromagnetice și a energiilor necreate. Nu suntem specialiști în ele, de aceea nu continuăm discuția în direcția asta. Nici nu negăm că ele există, știm cu toții că ele există, dar trecem la povestea florilor mai departe. Acolo unde vi s-au făcut florile. Ne schimbăm, ieșim de pe postata aia și ne ocupăm de ceea ce crește până la urmă în curtea omului.
Dar, încă o dată, spuneți-mi cum adică rezonează o plantă cu un om. Să zicem că începe toată povestea asta rezonanței de la faptul că dumneavoastră sunteți pasionat, să spunem, de crizanteme. Da. Da? Eu sunt pasionat de lavandă, să spunem. Aia însemna că deja între dumneavoastră și crizantemele dumneavoastră se naște o relație deja bună, adică e o premiză a unei creșteri încât să obțineți plante, faine și așa mai departe? Sau unde e importanța până la urmă acestei... Important este atitudinea pe care o ai față de plantă. Și față de crizantemă, și față de lavandă, și față de plante în general. Exact așa cum este foarte importantă atitudinea pe care o ai față de cei care trăiesc în jurul față tău. Față de om, față de hrană, față de apă, așa cum Dumnezeu spune, binecuvintează tot ce-i în jurul tău ca să trăiești bine, ca să-ți fie bine. La fel, probabil că ar trebui să binecuvintezi întotdeauna și în fiecare zi, cred că ar fi bine să binecuvântăm totul înainte de a începe activitatea. Și poate chiar să mulțumim lui Dumnezeu pentru că mai putem începe și în ziua această activitate a noastră. Oameni buni, în primul ceas, doamna Aurora, la un moment dat a venit și a spus exact aceleași lucruri. Asta spun oamenii care, acum spune domnul Buia, asta spun oamenii care, cum să spun eu, muncesc în sudoarea fețelor, își câștigă pâinea și înseamnă că da, chiar dacă omul, să spunem, a căzut din grația aia la un moment dat, au păstrat ideea de filiație, de raportare la paternitatea absolută, la bunul Dumnezeu și îi cer lui Dumnezeu să li se întâmple tot ce li se întâmplă în viață sub semnul binecuvântării dumnezeiești. Asta face omul care lucrează pământul în general. Asta face omul care lucrează cu viața. Cu natura în chip nemijlocit. În mod sigur, și cei mai mari chirurgi, înainte ca să înceapă o operație, cer o binecuvântare de la Dumnezeu și atunci le iese. Fără relația cu divinitatea, cu conștiința suprema Universului, nu cred că putem să facem nimic. Da, așa se spune că sufletul e conștiința trupului, la fel cum Dumnezeu e conștiința sufletului din noi. N-ai cum să ieși din ecuația aia, chiar dacă tu te neci, chiar dacă spui că nu ești copilul lui Dumnezeu, nu ești copilul Tatălui, tu tot ești, da? Faptul că neci, poți să neci. E doar o declarație. O declarație a ta, dar... Cu nimic realitatea. Bun. Tot nu ieșim din asta, să trecem direct la flori. Bun, haideți să spunem oamenilor cum ați început toată povestea asta, mie mi-ați evocat parte din ea. În 83 ați trecut printr-o piață și ați rămas șocat. Am rămas șocat de florile care se cultivă în zona noastră a Transilvaniei. Chiar am rămas șocat de niște crizanteme superbe, eram în luna octombrie 83. Am discutat cu cel care producea florile și chiar de la dânsul am cumpărat material săditor. Ulterior m-am informat ca autodidact din tot felul de tratate de botanică, horticultură, agricultură, pedologie și am început să cultiv. Și de atunci mergem. Da, sunt, în 83 ați comandat acelui domn, cum îl chema? Florian. Florian. Uite, nume predestinat. Da, chiar i-ați comandat 7.000 de fire de crizanteme, de răsaduri de crizanteme. Asta era în anul următor, în 84? În 83 spuneați că în 83 m-am întâlnit și în 84, în primăvara lui 84, am cumpărat... Ați plantat 7.000 de fire de... 7.000 de fire de crizanteme. Păi ce suprafață cultiv 7.000 de fire de crizanteme? 7.000 de fire de crizanteme se cultivă pe o suprafață de circa 700 de metri pătrați. 700 de metri pătrați. Da, deci la 100 de metri pătrați se pot cultiva circa 1.000 de fire de crizanteme. Și... E mult 7.000 de fire? Adică să vinzi în piață 7.000 de fire? Mă gândesc așa, nu știu. În perioada aceea nu era mult, pentru că nu se importau flori în România și consumul de flori se făcea din producția internă.
atât, în special de la mici producători și de la serele care existau atunci. Pentru aceste crizanteme am construit solarii. Ați acoperit terenul, da, pentru că trebuiau protejate. Am construit solarii, le-am asigurat încălzire și am văzut că activitatea merge. În anul următor am plantat o cantitate mult mai mare, am plantat 25.000 de fire de crizanteme, am făcut eu răsadurile. Pe lângă ele am cultivat caroafe, o mulțime de soiuri de dalii și din toate aceste plante am început să construiesc și buchete. La început vindeam materie primă, să spunem. Plante, adică vindeam florile fără a le aranja în buchete, le vindeam la cei care le comercializau ulterior sub formă de buchet, da? Consumatorilor direcți. Și după 4-5 ani am început să le aranjez în buchete și de atunci mi-am dezvoltat mult activitatea în ceea ce privește producerea de buchete. Deci pot să fac orice fel de aranjamente pentru diferite evenimente, nunți, botezuri, tot felul. Ați stabilit la un moment dat că pentru a trăi în familie noastră nu e necesar să cultivați mai mult de 500 de metri pătrați de cu flori? Nu poți ca să întreții o suprafață foarte mare. Deci undeva la 500 de metri pătrați o persoană poate să lucreze. Să o administreze corect, să aibă grijă de ea, da? Să îngrijească plantele, să facă desfacerea lor. Însă cele mai multe greutăți se întâmpină la spațiile de desfacere. Ce înseamnă asta? Deci în piețe, în general, mesele sunt ocupate de cei care comercializează flori importate. În spațiu public nu reușești să obții o tonetă. Iar dacă deci dacă ai producția ta, nu-ți poți permite ca să închiriezi un spațiu într-un supermarket, pentru că acolo ar trebui să fii la un program de 12 ore, 10-12 ore, ori nu poți să le și cultivi și să fii și 12 ore acolo. Deci ați înțeles să rămâneți totuși la o dimensiune în care să aveți la control, să nu fie nevoie care, să apelați la forță de muncă din... La forță de muncă salariată nici nu poți să apelezi la... Atunci nu mai obții ceea ce vrei. În momentul în care angajezi oameni, atunci tu începi să învârți capitalul pe care îl ai și se trece la producție destin industrial. Da. Ori producând pe suprafețe mici, da, poți obține o varietate de culori, o varietate de soiuri, poți să le crești și o paletă de parfumuri ale lor. În general, plantele care sunt importate, nu știu dacă ați observat, randafirii importați n-au niciun parfum. Păi ce, roșiile au gust? Nici roșiile n-au gust. De ce ar avea trandafirii, mă rog frumos? Cultura lor o fac... Au culoarea, excelează. Da, cultura lor o fac în pământ normal, deci nu cultiv în soluri artificiale și nu folosesc deloc îngrășăminte chimice. Asta dumneavoastră? Da. Și atunci obții culori mai plăcute și parfumuri mai plăcute. Și ce flori cultivați dumneavoastră în grădina dumneavoastră? Cultiv, în primul rând, crizanteme, cultiv deci ați rămas, dalii. Am aici o foaie în albumul meșterilor clujeni, o foaie care este a mea. Da? Așa. Da, povestiți-ne despre ce cultivați în grădină. Lalele, zambile, crini. Îmi plac foarte mult și toate liliaceele. Allium giganteum. Asta ce este e? Un fel de usturoi decorativ. Da. Originea lui este pe versanții sudici ai Himalaiei, dar a fost aclimatizat aici și merge foarte bine ca și plantă bianuală. Odată la 2 ani se scot bulbii, se replantează.
Câtă muncă presupune toată povestea asta? Adică cât stați în grădină ca să întrețineți toate astea? Pentru că, ok, să cultivi mai multe sortimente de flori înseamnă să fii cam permanent acolo. Nu e o monocultură să zici, bun, am luat zambilele și la revedere. Deci este o activitate pe toată perioada anului. Mai aveți flori în grădină acum? Acum am terminat cu crizantemele. Acum am flori imortele care au fost cultivate în vară și fac din ele buchete, iar pe la mijlocul iernii o să am în solarii lalele și zambile. Pe la mijlocul? Iernii. Pe la mijlocul iernii. Da, de undeva prin ianuarie am plantat în ghivece. Înseamnă că pentru forțat, în continuare, adică aveți... Pentru forțat am plantat în ghivece bulbi și undeva după sărbătorile de iarnă îi scot la forțat și în circa 3-4 săptămâni înfloresc. Luăm o pauză de publicitate, ne întoarcem imediat pentru finalul emisiunii din această seară împreună cu domnul Ioan Buia, cultivator de flori. Cultivator ca și cultivator, da? E un mare iubitor de flori, asta în primul rând, pentru că cu asta, până la urmă, poți defila în viață, nu că ai cultivat. Bă, ai cultivat sau ai iubit? Dacă ai iubit, se pune. Dacă ai numai cultivat, n-ai făcut decât un simplu act de comerț. Ori atunci când te lovești așa, ca și cu leu, ca cum zic ardelenii în cap, când treci pentru o piață și ți se pune pata pentru totdeauna pe niște flori, că le-ai văzut așa, într-un stand, o mulțime de crizanteme și zici, băi, eu trebuie să fac treaba asta, ori nu mai face sens existența mea. Deci până atunci s-a ocupat de dălea, din, nu știu, desfăceați aparatul de radio și... Și de radio, chiar și televizorul. Chiar și aparatele de radio emisie recepție, care atunci erau... Asta erau ale serviciilor, nu știu cine le folosea, dar nu intrăm în detalii. Nu. O să creadă lumea că sunteți un acoperit și și eu și să nu lăsăm loc la interpretări. La interpretări. Imediat ne întoarcem. Da, ne-am întors, dragi prieteni, mai avem vreo 20 de minute la dispoziție. Continuăm povestea cu domnul Ioan Buia, cultivator și iubitor, mai cu seamă, de flori. Cum își vinde domnia sa ceea ce cultivă în propria grădină? Dacă e prezent la târguri, cum face lucrul ăsta? Cu câtă migală, cu câtă meticulozitate, o să aflăm de la domnia sa. Domnule Buia, bun. Bucuria e pe de o parte, că te trezești dimineața, intri în grădină și vezi cine te întâmpină. Cine nu și-ar dori să îl întâmpine dimineața la mic dejun, așa, nevasta ca o floare, prietenoasă, frumos parfumată și nu încruntată așa. Sau iritată că n-a dormit grozav. Bine, da. Nu? Haideți să povestim un pic de lucrul ăsta. Câte plăcere trebuie să ai când intri în... Mai ales că încă o dată, ați încercat electrotehnică, ați încercat dreptul, ați încercat ce ați încercat și până la urmă tot faceți asta, ce ați făcut ca autodidact. Adică da. Ați cedat... Deci trebuie să simți plantele, trebuie să le acorzi atenție, trebuie să acorzi mult din timpul tău. Dar dacă le faci, deci eu cultiv plante floricole pentru comercializare și asta e partea cea mai grea din activitate. Dar ce înseamnă că e grea? De ce e grea? În primul rând pentru că suntem sufocați de florile importate. Cam cât se importă? Aveți idee cât importă România? Adică din necesarul, din florile care se vând? Din florile care se vând, cred că importă undeva la 80%. 80%? Iar, noi nu suntem cu putin, adică nu suntem în stare să producem flori, să rămână banii aia în România, adică nu tot trimitem tot. Noi am fost în cumpărăm stare. Viță de vie, cumpărăm pomi, cumpărăm arbuși fructiferi, cumpărăm cam tot, că fac alții. Adică da. Noi nu suntem în stare să producem materialul ăla săditor, să-l creștem la noi. Chiar putem să producem, am fost, dar... Iertați-mă, am intrat acum două serii într-un supermarket și m-am uitat la fructele de mă rog, proaspete. 125 de grame de mure sau de zmeur, nu mai știu exact. 10 lei. 17 lei. 17 lei. Produs 125 de grame. Deci da. Vine kilogramul, cât vine? 1,5 milion.
150 de lei, da? Da. 40 de euro. Erau aduse de unde? Din Mexic, domnule. Din Mexic. Da. Bun, că acum să nu mai găsești în flora românească, dar, domnule, se pot, și peste an cumpărăm de-alea fructe de pădure din Olanda, cumpărăm de... Te miri de pe unde? Flori, luăm din Olanda. Păi de ce nu suntem în stare să... Chiar nu mai suntem în stare să ne producem roșiile, pâinea, chiar, toate chiar celelalte... Chiar am putea produce și dacă s-ar produce aici fructe, flori, legume și ar dori oamenii să cumpere din cele produse aici, o mare parte din veniturile românilor ar rămâne tot la români. Rămâne tot în România. Așa, cel puțin 60% din venituri se duc afară pentru produsele agroalimentare. Pentru deci că trebuie plătite. Se aduc arbuști fructiferi, pom fructiferi, altoiți în alte state neadaptați condițiilor noastre. De multe ori da, se plantează șecuri, degeaba. Da, cei care asta comercializează în supermarketuri îi țin la temperaturi ridicate. De multe ori în februarie vezi pomii altoiți pentru plantare că au deja pornite frunzele. Aceea, sigur, după ce îi duci afară, nu mai rezistă. Deci ei n-au avut condițiile normale de păstrare. Și soiurile, în general, nu sunt adaptate condițiilor noastre. Da, da, românii visează tot timpul că tot ce e adus din afară e mai bun, e mai de calitate. De mulți ani... Aduc da. Mercedes-uri, știi, nu? De mulți ani așa au știut că tot ce e de afară e mai bun, pentru că a fost o perioadă când... Masa că am confirmat asta în istoria. A fost o perioadă român. Când ceea ce se exporta de la noi era ce produceam mai bine noi. Și atunci am crezut că și au crezut oamenii că și ceea ce se aduce din alte părți e tot ce e mai bun. Da, noi dădeam caimacul și aduceam da. Zațul. Da, cam așa. De la... Pentru desfacere am un foarte mare noroc cu Asociația Meșterilor Populari Clujeni, unde sunt deci, și eu atențiune, membru. A fi membru într-o asociație încă o dată, a spus și doamna da. Înainte, spune și domnul Buia, e foarte important să fii membru într-o asociație pentru că acea asociație da. Îți dă niște beneficii. Ce beneficii deci, ca a și, căpătat domnul Buia? Ca și persoană fizică n-aș putea obține un loc de desfacere în domeniul public din Cluj, dar ca și membru asociației, împreună cu ceilalți din asociație, în momentul în care se aprobă spații pentru organizare de târguri, am și eu un pavilion al meu în care pot să-mi desfac produsele făcute de mine și... Și ce faceți? Eu am văzut ce da. Faceți, că recunosc că vara mai stăm pe o terasă și noi prin orașul ăsta și v-am remarcat, la un moment dat chiar am luat un buchet de flori la un moment dat de la dumneavoastră, un buchet cu floarea soarelui și alte lucruri care mi s-au părut absolut... Van Gogh v-ar fi invidiat un pic așa da. Când ar fi văzut... Van Gogh le-ar fi pictat. Le-ar fi pictat, dar avem și clujeni care le pictează. Avem și clujeni, da. Brudașcu, de pildă, care... Da, face niște lucrări absolut Corneliu Brudașcu, uluitoare. Da, nu numai. Și nu numai. Așa. Locul de desfacere în anul acesta a fost în apropiere de Casa Matei, unde avem asociația câteva standuri. Pentru Universitatea de Arte am făcut în câțiva ani aranjamentele florale de la terminarea studiilor pe care de obicei ei o încheie la Expo Transilvania. Adică făceați buchetele pentru studenți, pentru universitate? Aranjamentele pentru eveniment. Deci Universitatea de Design apela la domnia Universitatea de Arte, dar în special conferențiarul Cheșuț, Cristian. Ah, Cristian Cheșuț. Acum cred că e profesor în perioada aceea, era conferențiar. Un remarcabil da. Grafician. Da. Și pentru studioul de radio am făcut în perioada în care domnul Cornel Udrea funcționa la studioul de radio. Da, un umorist da. Și un pamfletar neperechi. În perioada aceea am avut un magazin deschis pe Baba Novac, se numea Florăria Sânziana. Sânzienele sunt niște flori care la prima vedere nesemnificative, dar... Dar te costă mai târziu, că sunt cu magie. Da, o putere deosebită, floresc în perioada de început de vară, când se sărbătorește drăgaica.
Da. Și domnul Udrea cu domnul Cheșuț, trecând prin fața vitrinei, au remarcat vitrina. Și a doua zi au remarcat că vitrina mea era schimbată. Arăta altfel. Și-ți, domnule, și omul ăsta s-a schimbat, intrat... domnule, de la o zi la alta. Tocmai ne plăcea ce am văzut ieri și uite, mă, ce face. Nu, dar le plăcea și ce am făcut în a doua zi. Am înțeles. Au fost încântați și cu ocazia aceea m-au invitat să... Dar vă cam jucați așa, adică văd că aveți timp să faceți tot felul de planuri, de jocuri de astea, de imaginație, de... Da, e important până la urmă. Aici, aici este farmecul a cultivat și a comercializat. Și în stradă, noastră vindeți, uite așa, ca lumea să priceapă, pe un stand în piața, lângă Casa Matei, cine știe Clujul, cine nu, cine vine prin... Cluj să treacă prin casa, pe lângă Casa Matei, o zonă chiar vin foarte mulți, frumoasă. Chiar vin mulți acolo și din afara Clujului, dar în general din Cluj mă cunoște foarte multă lume. La un moment dat spuneam că mă cunoște jumătate Clujul și pe cealaltă jumătate îi cunosc eu. Am înțeles, e echitabil, e fair, da, e cum trebuie. Bun, reușiți să vindeți așa, la modul direct, pentru că asta faceți. Dumneavoastră cultivați floarea, dumneavoastră faceți buchetele, dumneavoastră ieșiți cu ele în stradă să le vindeți. Da, reușesc să vând, nu fac cantități mari, fac că selectez foarte bine și categoriile de plante floricole. Îmi plac foarte mult liliaceele, îmi plac crizantemele, îmi plac cele din familia compozite, cum este Floarea Soarelui, Ochiul Boului, Ținia Elegans. Astea nu va ceru nimeni din candidații la președinție să le faceți cu flori de asta din Ochiul Boului, să le faceți niște buchete? Cei candidații la președinție vreau numai de flori importate. Da, deci importate. Importate și importante. E mai nu, cum să spun eu, dacă își făceau afișele electorale cu Ochiul Boului lângă, da, deveneau mai simpatici. Toți, 14 deveneau mai simpatici. Așa că e o recomandare pe care, dacă ne permiteți, domnilor candidați, ați putea să o puneți în operătura viitoare, că păreți mai firește, adică nu din cărți decupați, ci din realitatea înconjurătoare. Da. Să poate trăi dintr-o poveste de genul ăsta? Cum poate trăi un om din... Se poate trăi decent dacă ești foarte consecvent, dacă... Cum consecvent? Consecvent sau zgârcit? Adică nu, faci banii să nu-i cheltui. Trebuie să fii foarte consecvent în activitate, deci să nu... Disper dacă într-o săptămână n-ai desfacere sau vin zile mai bune și, în general, după ce te cunoaște o categorie de clienți, revin la tine și se poate. Dar cine sunt oamenii care cumpără flori în ziua de astăzi? Eu tot timpul m-am jenat să cumpăr flori. Deci dacă ceva mă face să roșesc pe lumea asta... Da. Apoi să iau un buchet de flori, să-l ofer cuiva, aia mă face absolut să mi se ridice tensiunea până în vârful capului. Nu știu de unde mi se trage, pentru că, repet, iubesc florile, dar cred că mă socot eu vrednic, nu știu, să le țin în mână. Abar n-am, nu știu exact care e treaba, dar asta și să mă pună cineva să umblu cu o pungă de un leu pe de-aia de plastic la mână, așa, să traversez orașul, e echivalent. Dacă am și o pungă de flori și nu, o pungă și un buchet de flori, să știți că e maximul de umilință. Deci nu m-ar putea umili atât de tare nici faptul că ar ieși unul sau altul din candidați președinte, că unul tot trebuie să iasă. Unul tot o să iasă, da. Așa că, da, poate că asta mă poate jena mai mult, de fapt, decât să ducă flori sau nu. Da, cine cumpără flori în general? Tinerii cumpără flori pentru iubite? În general, cumpără cei de vârstă mijlocie. De vârstă mijlocie? Da. Generația de tineri de acum cumpără din ce în ce mai puține flori. Păi își trimit bezele de astea pe Facebook, îi trimite un buchet de la virtual. Da, chiar mi se întâmplă să-mi ceară voie să fotografieze un buchet, pentru că nu e aici și vreau să-i expediez imaginea. Serios vorbiți? Serios. Dar nu v-ați făcut o pagină de Facebook, nu v-ați făcut o pagină de internet? Nu, îmi place foarte mult relaționarea directă. Păi da, dar na, până la urmă e o manieră de a face comerț. Asta vă întreb pentru că și pornind de la răspunsul noastră, dar și pornind de la povestea unei prietene AgroTV,
Anca Șerpar, care are spre un hectar de lavandă, da. Și spunea că foarte mare o știu, cantitate, o știți, da. Poate, pe... Da. Anca o vinde și prin intermediul Facebook-ului, da. Că na, vrea și ăla la Constanța. Cum să vină de la Constanța să vă... Este foarte dificil. Dar așa, uitați, da. Faceți este imortele, acest, sau cum le spune? Da, acestea, da, astea flori nemuritoare în traducere. Imortele pentru francezi, flori nemuritoare. Poate să plece foarte noi. Fain cu... Da, m-am gândit să fac o... Cu curieratul rapid, da. Și la Constanța, da. Și da. La Brașov, și în alte părți ale țării. Pentru cele... vii cultivate de mine, nu pot să fac să trimit la distanțe mari, pentru că nu, curieratul nu poate să ducă, să ajungă sigur în condiții bune. E adevărat. Comerțul cu flori la distanțe mari se face numai în condițiile în care ai un corespondent. Condiții de frig, condiții... Nu, sau ai un corespondent acolo, deci de exemplu... Ai, livrezi acolo, da. Marfa și el face la rândul lui buchete. Eu îi dau comanda. Da. A, ok. Și el eu le țin comisionul, da. Regu, eu da. Îi dau comanda, îi trimit forma de buchet, dar acolo da, nu sunt. Da, și astfel de lucruri sunt buchete, și practică. Da, nu sunt buchete personalizate, acolo în general sunt buchete luate de pe net. Și... Pentru că am văzut astfel da. De anunțuri, afișe, în care spunea, vrei să trimiți prietenei la New York da. Un buchet deci, de flori în 48 de ore sau 24 plătește de ore, aici, da. Eu transfer banii dincolo și îl primește pe acolo. Sunt niște înțelegeri da. Între da. Parteneri care da. se sprijină. Da, deci eu îmi rețin comisionul, dar eu având plantele cultivate de mine, nu pot ca să trimit din plantele de aici la New York sau la Toronto sau la Washington. Da. Da, până la urmă e important să îți faci calcule, să știi ce da. Vrei să obții de la viață și dacă lucrurile ți se întâmplă în mod firesc, făcând acea relație directă, cum spuneați dumneavoastră, cu cel care cumpără buchetul de flori direct da. De la făcătorul lui, da. E mare lucru. În Franța am văzut în piețe flori, așa cum se vând și la noi, flori de grădină. De fapt, eu am și colaborat cu Societatea Anonim de Grand Elite din Franța și cu societatea NISA, de la care obțineam semințe, în special în Provence, și în Reims, în Toulouse. Da, vă sună, vedeți, nu v-ați făcut Facebook, da. Dar lumea vă sună deja pe telefonul mobil da. Ca să livrați. Trebuia să-i răspundeți, să vedem cine da. Și ce dorește la ora asta. Așa. Și ce colaborare aveți? Cum se... Pentru obținere de semințe, în special semințe de garofe, obțineam de la Societatea Anonim de Grand Elite Franța. Care au chestii mai... Parfum. Mai... Da? Da, garofele Chabot cultivam. Am înțeles. Dar spuneți-mi un lucru, de pildă, pentru că sunteți un iubitor de flori. Flora spontană, pentru mine e fascinant. Da. Eu sunt copil crescut la țară și... umblat cu coasa pe deal și așa. Dom'le, mai fermecător decât ce-ți dă Dumnezeu până la urmă în flora aia spontană și flori dăruite nemijlocit de Dumnezeu, nu este pe planeta asta. Sigur, și ce face omul e absolut remarcabil și datoria omului să aducă și deci, el aport la ceea ce creație. Fac eu este foarte apropiat de flora spontană. Florile cultivate în grădină, în special cele cultivate în teren liber, sunt foarte apropiate de flora spontană și sunt chiar și luate din flora spontană. Însă, creându-le condiții mai bune, pot să da, se dezvolte mai dezvoltă bine. Mai... Se dezvoltă mai bine. Mai bine și, Le obții mai ușor. Dacă ai pe 10 metri pătrați cultivați, nu trebuie să te duci 10 kilometri pătrați ca să obții aceeași cantitate de flori. Așa este, da. Da, până la urmă avem un patrimoniu absolut remarcabil observat de toți străinii care vin în România și au ochiul format să vadă da. Ce înseamnă bucuria de a trăi într-un mediu natural, într-un mediu în care biodiversitatea e încă locuiește la ea, acasă, n-a plecat în exil și aia. Da, dacă nu suntem foarte atenți la treaba asta, s-ar putea în curând să trăim din amintiri și noi. Sperăm ca cel puțin generațiile care vin după noi să fie mai atente la... Doamne ajută să fie mai luminate. Mulțumesc foarte mult și vă doresc și eu vă mulțumesc pentru spor în continuare invitație. În iubire. Până la urmă e o poveste de iubire, cea pe care ne-ați evocat-o. Oameni buni, cam atât pentru seara asta. Mâine revenim la 21 aici, la Agro TV, cu o nouă ediție Agricultura la Raport. Până atunci să aveți
O zi binecuvântată, Doamne ajută!